Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei raci! Aceasta este citirea de tarot pentru luna aprilie, pentru toți cei care aveți zodia rac, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al racului. Hai să vedem, dragii mei raci, pentru voi ce mesaje au cărțile în această minunată zi. Ok, primul rând vreau să vă reamintesc că pentru majoritatea lunii aprilie, Mercur va fi retrograd în Berbec. Pentru mai multe detalii am pregătit o citire specială pentru zodia voastră pe tema asta, dar e pe canalul meu de YouTube în limba engleză, A Constellation of Words. Vă las și link-ul aici. Puteți să mergeți acolo să aflați mai multe informații, dar până una alta, acest Mercur retrograd de obicei vine cu probleme în comunicare, în gândire, da? Pentru că noi s-ar putea să abordăm anumite teme, anumite subiecte, fără să ne dăm seama de niște puncte sensibile. Da? Și atunci, aici recomandarea cărților pentru raci, pentru luna aprilie, este atunci când aveți de luat niște decizii importante, atunci când aveți de lucrat la niște proiecte importante, că sunt în viața privată sau în viața profesională, nu contează atât de mult. Atunci când se întâmplă lucruri majore care necesită analiză, introspecție, mult de muncă, atenție la detalii și așa mai departe, nu faceți aceste lucruri singuri, pentru că voi aici cu Mercurul ăsta retrograd în Berbec aveți o grămadă de blind spot-uri, o grămadă de unghiuri moarte, o grămadă de puncte pe care efectiv nu le percepeți. Dar dacă colaborați, dacă vă găsiți niște parteneri de încredere cu care să lucrați, cu care să lucrați împreună, oamenii ăștia vin cu altă perspectivă. De ce? Că ei au altă hartă natală. Planetele lor sunt în alte poziții. Mercur retrograd pe ei afectează altfel. Și atunci, din aceste colaborări, din aceste parteneriate, și racii și celelalte persoane, în special vărsătorii, intrați în colaborări și parteneriate cu vărsătorii, dacă puteți, pentru că un parteneriat, o colaborare între un rac și un vărsător în luna aprilie, 100% de șanse de succes. Vă merge bine amândurora. Amândoi, și vărsătorul și racul, au de beneficiat, au de câștigat în urma acestui parteneriat. Și atunci, cum vă puteți folosi de informația asta? Să zicem că vă căutați un loc de muncă. Poate găsiți persoana care vă ia interviu, îi găsiți profilul de Facebook, să zicem, și vedeți acolo ziua de naștere. E un vărsător? E un parteneriat corect, da? Puteți să acceptați oferta de muncă, că o să vă meargă bine și vouă și celelalte persoane. La fel, poate voi căutați angajați. E un vărsător, o să vă meargă bine. Clienții care vin la voi în aprilie sunt vărsători, o să fiți și voi și clientul super mulțumiți, da? Poate vreți să vă întemeiați o relație, da? Vreți să începeți o relație. Vărsătorii sunt oamenii la care să vă uitați în luna aprilie. De acolo vine succesul vostru în această lună. Bine? Hai să vedem ce au de spus și cărțile de tarot, suplimentar pentru raci. La baza pachetului avem acest paș de săbii. Comunicarea, da? Ce v-am spus? Comunicarea e punctul sensibil pentru voi. Comunicarea, gândirea, analiza, știți ce se întâmplă aici? În luna aprilie, energiile planetare sunt atât de ciudățele, încât voi o să fiți așa într-o situație în care vă uitați la toate informațiile pe care le aveți la dispoziție și cumva ajungeți la concluzia greșită. Cam asta se întâmplă. Și nu e vina voastră, sunt energiile planetare. Bun? Și atunci hai să vedem ce avem aici. Avem un cavaler de cupe, un 4 de săbii, 9 de săbii și un cavaler de monede. Începem cu un cavaler, terminăm cu un cavaler. Și la mijloc, niște cărți de săbii. Bun? Acum în dragoste. Aceste două cărți mi-arată că e posibil ca o relație sau o conexiune, să zicem, care s-a format recent, poate din 19 martie, să zicem, până acum, această conexiune cumva să încetinească. Încetinește ritmul comunicării, încetinește atracția dintre voi și cealaltă persoană. Pentru unii
Se cam termină cu atracția de partea voastră, pentru alții cealaltă persoană își pierde interesul. În orice caz, e ok. E ok să lăsați această conexiune să... nu să moară, că aici nu o lăsați să moară, să adoarmă, să intre în hibernare, să-i spunem așa, pentru că eu văd că nu e gata de tot, doar că nu e acum momentul potrivit. Da? Și mai ales în prima jumătate a lunii aprilie, nu e neapărat cel mai bun moment pe partea de dragoste pentru voi. Momentul potrivit pe dragoste vine mai încolo, vine prin mai, prin iunie, nu e neapărat acum. În schimb, aici mai e problematic și acest 9 de săbii. Acest 9 de săbii care mi-arată, împreună cu cavalerul de monede, și o oarecare îngrijorare sau o oarecare anxietate referitoare la cariera voastră, la dezvoltarea voastră în carieră, la oportunitățile voastre viitoare de creștere și dezvoltare. O oarecare anxietate și o oarecare îngrijorare care nu e fără fundament, 100%. Doar că pajul de săbii mi-arată că voi nu aveți chiar toate informațiile acum la dispoziție. Luna îmi confirmă că nu vi s-a spus tot, că nu vi s-a prezentat situația pe de-a întregul. Soarele vine și îmi dă un mesaj pozitiv de încurajare, care îmi spune că voi aveți tendința în luna aprilie să fiți mai negativiști decât ar fi cazul, fiindcă imediat după soare avem acest cavaler de monede, care ne arată totuși potențial financiar, potențial carieristic, potențial profesional destul de ridicat. Și magicianul îmi spune că e în mâinile voastre, e în puterea voastră să vă etalați toate abilitățile cât mai bine puteți și să vă deschideți sau să vă creați aceste portițe de dezvoltare profesională ulterioară. Carismă aveți, har Domnului, nu asta e problema, vă faceți ușor plăcuți, dar alegerile voastre în trecut n-au fost cele mai fericite. Ați ales în trecut, când ați avut de făcut ultima alegere așa în carieră, ați ales o direcție care acum, da, cam stagnează, adică nu sunteți mulțumiți de ce s-a întâmplat, dar o să vă dați seama pe viitor că stagnarea asta a venit cu un rost, cu un sens. Era stagnarea care trebuia să vă țină într-un anumit punct până când învățați anumite lecții, până când sunteți pregătiți energetic ca dorința voastră cea mai mare să se îndeplinească, pentru că în trecut nu erați pregătiți. Și văd că odată ce o să apară aceste noi oportunități în carieră, o să apară și mult mai multă stabilitate și armonie în dragoste. Dar atenție că o să apară și foarte multe tentații. Și aceste tentații sunt, de fapt, un test asupra caracterului vostru. Eu văd că voi aveți mari șanse să treceți testul, dar cu șaptele de săbii, eu știu că oamenii mă surprind zi de zi. S-ar putea la fel de bine să vă autosabotați, să vă autosabotați iubirea, să vă autosabotați toate lucrurile frumoase pentru care ați lucrat. Și aici eu ce să vă zic? Că n-am cum să vă ajut cu autosabotarea. Că aia o faceți voi singuri cu mânuța voastră și acolo voi singuri va trebui să găsiți soluția. Bine, dragii mei, sper că v-au fost de folos aceste informații. Eu o să vă rog să nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați canalului meu de YouTube dacă n-ați făcut-o încă, mai ales că peste câteva zile, mai precis pe 7 aprilie, urmează partea a doua a citirii voastre de tarot, continuarea acestei citiri cu mesaje de la îngerii voștri protectori. De asemenea, aruncați și un ochi pe canalul meu de YouTube în engleză, Constellation of Words. Sunt sigură că și acolo o să găsiți foarte multe resurse spirituale care vă vor ajuta în dezvoltarea voastră în următoarea perioadă, mai ales pe această perioadă de Mercur retrograd. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și de-abia aștept să vă revăd aici în comentarii și alături de mine și în următoarele citiri de tarot. Pa, pa!